Femeia fără copii. A fost odată o femeie care nu avea copii. Într-o zi se hotărâ să se ducă la Imana, bătrâna înțeleaptă a satului, și zise: aș vrea să am și eu un copil. Mergi și când vei întâlni un animal mic, apucă-l cu mâinile tale și ridică-l în sus, fără nicio frică, îi spuse atunci Imana. Femeia tocmai plecă spre sora ei. Acolo copiii acesteia se jucau în țărână, mici și neștiutori. Unul din ei veni și se apropie de femeie, care la amenință cu cuvintele: pleacă de aici, că mă umpli de noroi! Mama lui însă îl luă cu drag în brațe și îl curăță. Femeia așteptă zadarnic tot anul să aibă un copil, după cum dorea. Atunci se duse la Imana și o întrebă iar: de ce n-am căpătat nici până acum copilul dorit? N-ai văzut micuțul animal despre care ți-am vorbit? Îi răspunse Imana. Nu, răspunse femeia, ba l-ai văzut, dar n-ai pus mâna pe el. N-am văzut niciunul, se împotrivi femeia. Ascultă, tu te-ai dus la sora ta tocmai în vremea când copiii ei se jucau în curte, i-a mintit Imana. N-ai vrut să știi de ei și pe unul l-ai gonit. Mama lui l-a ridicat așa murdar cum era. Ține minte, numai femeile iubitoare de copii pot să fie mame. Atunci femeia plecă, rușinată de purtarea ei.